Lina, bună seara! Te salut și ai legătura! Salut, Doina! Bună, dragi telespectatori! Da, sunt la Bâlboaca, la Castel. Aici are loc o expoziție care se numește Art Safari. Este vorba despre o expoziție dedicată artistelor românce din perioada interbelică, care au avut, de altfel, un aport enorm în istoria artei. Și pentru mai multe detalii, l-am alături de mine pe Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Bună seara, domnule Dupu! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, care este motivul, dar și scopul acestui eveniment. Așa cum a zis și dumneavoastră, ne dorim prin acest proiect să celebrăm femeile din arta românească, femeile care au contribuit la crearea istoriei artei românești. Și ne bucură că este a doua ediție Art Safari în Republica Moldova. Anul trecut, tot cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Art Safari a fost la Chișinău și astăzi, la doar câteva zile după ce Castel Mimia a fost centrul Europei, astăzi este gazda unei expoziții de artă românească. Spuneți-ne ce putem vedea la această expoziție. Vor fi prezente sau sunt aduse aici expuse 22 de lucrări a 13 artiste românce din perioada interbelică și contemporane. Vom vedea, de exemplu, picturi ale Olgăi Greceanu, care a fost una dintre cele mai preeminente figuri ale artei românești din perioada interbelică, Magdalena Rădulescu, Elena Popea, dar și picturi ale artiștilor contemporani, cum este și cea din spatele nostru a Irinei Dragomir, de exemplu, sau Ana Bănică. Expoziția va fi deschisă până pe 15 iunie. Vizitatorii vor putea veni și au intrarea gratuită, ca de altfel la toate evenimentele pe care le finanțează Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României. Deci sunt doar 22 de lucrări, presupun că a fost greu de făcut această selecție, în baza cărui criteriu s-a selectat tablourile? Bun, am dorit, cum spuneam, să aducem lucrări exponențiale al unor artiști care s-au consacrat din România și în felul acesta au fost selectate lucrările. 22 poate părea un număr mic, dar să știți că atunci când vine vorba de artă, 22 de lucrări sunt reprezintă o expoziție mare și o expoziție care necesită un efort deosebit să fie adus, mai ales peste graniță. Și pentru că ați menționat, care este de fapt aportul, în ce măsură artistele plastice au contribuit la crearea artei plastice în spațiul românesc? Bun, trebuie să vedem că, mai ales în perioada interbelică și în ziua de astăzi, vedem că luptăm pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și nici astăzi nu este chiar așa cum ne-am dori. Închipuiți-vă că în perioada interbelică era mai dificil, iar faptul că aceste artiste au reușit să se impună și să devină remarcate în arta românească și au reușit să dăinuie peste timp, cred eu că este un foarte mare aport adus artei românești. Care ar fi așteptările dumneavoastră legate de publicul care vine să viziteze aici expoziția? Acum avem experiența de anul trecut în care au fost foarte mulți oameni să viziteze expoziția Art Safari. Deja este cunoscută în Republica Moldova acest concept și ținând cont că, cum spuneam la început, Castelul Mimi este faimos în lumea întreagă, începând din această lună, cred eu că va fi un motiv în plus pentru oameni să vină să vadă aceste expoziții care, de altfel, au fost prezente aici și în timpul summitului politic european. Eu vă mulțumesc mult, domnule Dupu. Vă reamintesc că expoziția este deschisă publicului larg, începând cu ziua de mâine, 6 iunie, și până pe 15 iunie. Vă invităm să vedeți o perspectivă nouă asupra istoriei artei moderne, dar și contemporane. Atât de aici, pe curând!
Lina, mulțumim frumos. Mai